Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Nu, că mai vreau să intru o dată. Fără aplauze nu intru. Să aplaudăm pe cine că-i ziua. La mulți ani! Atâția cântăreți aici și nu cântă niciunul, fii atent. Mamă, cântăm dacă trebuie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. E, lasă că am înțeles ideea. Ai plâns? Ai plâns? Ai plâns? Nu. Cine să trăiască? Gina. Simpaticilor, vă mulțumesc frumos. Ce frumos. Mă aștept să fie mai exigenți șefii și să cearnă sita și mai mult. Nu sunt setat pe o echipă anume, m-am închipuit eu un pic cum m-aș arăta eu lângă șef, cum asta e acolo. Ați aflat deja ce gătiți astăzi, nu? Nu. Nu. De unde? N-ați aflat? Am, nu cred. Hai mă, fii sincer. Câștigați un plus. Nu. Asta îi facem o surpriză atunci. Indiferent de ce o să întâmple, de ce fel de probă o să fie, o să trească să fac treaba, că de-aia am venit aici. Mi-este frică de desert. Astăzi facem... sandwich-uri. Sandwich? Sandwich? Nu cred. Nu m-am gândit, neam că o să primim sandwich. Wow. Blanc. De ce n-ai bău ales sandwich? Ca un bău, ca un dobitoc, m-am uitat ca vițelul la poarta nouă, cum se spune, am zis că am înțeles, n-am înțeles nimic. Am zis, bă, să nu mă scoată un sandwich. Nu se bucură niciunul aici, dacă te... adică dacă ai văzut sandwich? Mi-au venit o felul de sandwich-uri în cap și nu știam cum să și impresioneze, să nu fie nici extrem de simplu, fiind proba mai simplă. Un flag m-au ciuruit. Ei vor inventivitate, vor spectacol, da, vor gust. Și totul în doar 30 de minute. Bravo! Oh, mi-au dispărut toate gândurile și toate ideile din cap. A fost șoc, groază și panică. Ei, de ce plouă? Ce vreți, mă, o oră la un sandwich? Care o oră, mă? Să lăsăm o săptămână, că nu că spui tu. 3, 2, 1, vă doresc succes! Mulțumim! Mulțumim! Puteți găti, da? Pe aragaz, plite... Zici, când au zis șefii proba și hai în cămară, nu e așa, gen, scoate foaia de hârtie și n-a mai zis nimeni nimic. Adică nici pus, n-ai mai bucat să te mai întorci la din spate să vezi ce face. Sau măcar un baft, așa, un ecou, nu? Deci mie mi-ar plăcea așa. Un croque madame, un croque monsieur, un sloppy joe. Hai să luăm o sticlă de ceva să bem! Mie îmi plac oamenii care pun mâna pe carne să facă un sandwich. Adică demonstrează că vor să facă ceva. Adică e mult mai simplu, ai luat și un cașcaval și ai rezolvat un sandwich și un ou fiert. Îmi place mai mult ideea de a găti tu carne. Adică un sandwich nu trebuie să aibă doar șuncă și cașcaval. E un sandwich, fac ăștia din Vietnam, vietnamezi un sandwich, în baghețică de-aia așa, cu legume de-alea așa. Da, cu legume de-alea spicy. Ia să pui mâna. E morcov și nu mai știu ce, că morcov și ardei. Ardei grească, da? Morcov, ardei grească, uite așa, și cu chiftele. Voi și fac niște chiftele de-alea, ați mâncat vreodată și cu sos de-alea. Mamă! Și ce sos? Dulcea? Eu mă bucur că n-am mâncat, că nu plouă în gură acum, știi? Bă, știi cum e de bun? Mă, vreau să văd inventivitatea. Și bineînțeles, combinație de gust, că de prăjit o pâine, acum dacă îmi dai ca la ceaiul de la ora 5 sandwich cu castravete și unt, nu știu ce să zic. Cu toate că ar fi și asta o variantă, știi? Există în Anglia un hotel, parcă sau un castel, unde mergi, plătești foarte mulți bani și practic iei ceaiul de la ora 5. E un loc special, foarte renumit în lume. Dacă a venit nevasta lui nepotul meu, care e australiancă și special pentru asta a venit în România și după aia se ducă în Anglia pentru ceaiul de la ora 5, vă dați seama că e ceva wow. Asta vreau să văd și eu de la ei. Ceaiul de... Există posibilitatea să faci un sandwich foarte bine. Fac un caprese și o quesadilla. Nu vreau să mă complic. Vreau să fiu simplistă și gustoasă. Exact cum arăt și eu.
Mamă, de ce ai deschis asta? Haide, băieți, puternici? Puteți? Suntem, dar nu merge bravo, sara asta, vreau și o sare. Te rog puternic până la capăt. Terminasem preparatul, dar am mai tras un pic mânța de coadă, să nu fiu chiar primul care termină. Am mari emoții, pentru că știu că nu am timpul necesar în care să iasă fix cum îmi doresc acest preparat. Chiar n-am emoții, chiar mă gândeam să-mi iau o sticlă. Am văzut acolo ceva în spate. Da, mamă, și mie o mozzarella, mă, nu mai fi. Aș minți să spun că nu am emoții, chiar am, dar... Che sera, sera. Bravo, mă, cu pepene galben. Te rog, Doamne, nu mă pica cu proba asta. Mi s-a părut că a trecut foarte repede timpul aici, față de acasă, cum suntem noi obișnuiți să gătim în bucătăria noastră. 2 minute! S-am poftă! Mamă, ce-a gătit omul ăsta! Mamă, ce martafel am făcut aici, să jubilan! A, bineînțeles, fricelele alea nebune, colorate, papa, să fac plating, să arunc, papa. Ai terminat vița? Eu? Da! Mama, termină cu ce ai. N-ai timp de niciun parmezan. Îmi doresc foarte mult să fiu în echipe și o să ajung în echipe, nu doar îmi doresc. Eu m-am gândit să fac 2 sandwich-uri pentru a impresiona mai mult și pentru a fi oarecum în evidență față de ceilalți concurenți. Ne vedem în finală. Ouă le câștigă! Am făcut un kebab cu tahina. Uitându-mă la sandwich, mi-am dat seama că puteam să fac mult mai mult decât ce am făcut. 4, 3, 2, Gata, l-am făcut Gypsy, acum. Rada astăzi a gătit exact cum a venit îmbrăcat. Mult aur, opulență. Pâine multă. Doamna Rada a făcut ea ce se vii și a făcut pe acolo, dar trebuia să fii și 2 ardei plus cu brânză, adică nu aveai cum. De ce ardei? Dar de ce ai făcut ardei îndopați? Am vrut să fie ca un ardei umplute, ok? Nu înțeleg ardei îndopați, aia nu înțeleg. Mamă, vine că vin toți trei cu mamă! Mi se pare că cea mai grea parte a emisiunii, să stai și să aștepți. Și până ajunge la tine pe ultimul banc, penultimul om, ți-e ceva rău de tot. Bună! Bună! Salut, chef! Emoții foarte, foarte mare, foarte... Acum stic un pic speriat. Făcut un sos de... cum se spune? Ce-a făcut? Guacamole. Guacamole e tare. Eu te-am făcut un... A gătit Francisco multe de sandwich-uri. Dacă ăsta nu-ți place, el pe ăsta încearcă și pe ăsta. Dacă nici ăsta nu-ți place, pe ce-ți place ăsta, știi? Ia, mă, uite, să iei și tu un sandwich, dar aici vezi că ți-o prind și ție. Da. Ia, vezi cum e. A, te gusta? Era foame, mă. El a zis că n-am mâncat de nu știu când. Mănânci de ăsta pe șantier? Nu. Ce mănânci, mă, pe șantier? Cred că e dat de mâncare acum, nu știu mai și răspunde. Fondă, mă, la o săracu, vreți să leșine, ia-o? Mulțumesc. Tot timpul când îmi băga câte o bucătură în gură, când mușca din sandwich la eu îl întrebam de vorbă, să-l văd cum face el de vorbește și mănâncă în același... Zi, mă, ce mănânci pe șantier? De salam, de... Pariser? Pariser. Pariser. El a gătit de foame, cred. De-aia a făcut așa multe. Îți place Pariser? Ieftin. Hai, bun așa. Ieftin, mă, îți place Pariser? Ieftin. Ce dracu să-i mai fac? Ieftin. Dar vă spun sincer, sandwich-ul lui a avut și început și sfârșit. Chiar a avut gust. Antonia? Ce e acolo? Antonia a reușit să facă un sandwich interesant. Carne de burger, sos, un ceva, un blue cheese acolo. Bă, n-a fost rea. Hai să vedem. Ce e aici, Cătălin? Ouă poșată. Deci sandwich cu ouă poșată. Eu sunt foarte mulțumit de preparatul meu și cred că am toate șansele să trec mai departe. O fi acolo? A făcut niște ouă poșate adevărat, dar doar pe niște somon și pasta. Vreau să văd că știi totul să-mi gătești și altceva. Ia zi la ce e aici? Kebab. Ce kebab? Ce? Kebab! Așa! Așa. Care, mă, kebab? Da, nu mă zici bani, dar vezi, sirian. Păi zi, care, alege tu, mă, de care. Adana. Gustă și spune. Adana. Adana kebab. Adana. A stat safe în farfurie, singura chestie e că kebabul e uscat. Păi Vicențu, ce-i cu tine? Ce-i pe tine? Ce-i acolo? Da. Avem Enzo, Enzo care a făcut burgerul italian Santo Pietro, adică exact vine direct de la Vatican, Bazilica. Burgerul era carnea deja tocată, te uitai și tu dacă e amestec sau e și... Nu, nu, era doar de vită. E doar vită, da. Ok. Ha. Spre deosebire de sezonul trecut, când a luat așa în râs și a gătit ceva pentru el, de data asta ne-a arătat că știe să gătească și altceva. Dar de ce râzi? Am o stare foarte bună. M-am simțit foarte bine că au venit 3 bărbați și au gustat din mâncarea mea. Păi tu ai auzit când a intrat primul lucru pe care l-a spus când a intrat în cămară? Să-și desfacă ceva de băut. Să desfacă șampanie, mă. Da, da, da. Ceva de băut, adică... Pare foarte rău, dar...
gătitul nu este punctul ei forte. Nu, stăm rău, să putea și mai rău. Să vezi acum ce mă desfințez. Ce-ai făcut, Matias, aici? Am făcut un sandwich cu somon pe pat de avocado cu ou fiert și roșii. Ceva clasic, bagel. Nu a ce-ai pus aici? Ou fiert. Ou fiert în avocado. N-a fost ceva mega spectaculos ce a făcut, dar a fost foarte interesant. N-ai pus până pe nicio plită, ai zis ce, mă frig, nu mă ating. M-am... Ba da, mă, uite că am făcut pâine, mă. M-am ucis. Ai tăiat? Da. E serios? Da. Deci, fii atent, Matias, fii atent. Asta, îi dai drumul așa, uite așa. Uite, așa sunt cinci, vezi? M-au făcut pilaf, nu știu dacă am vreo șansă. Hai, kid. Direct la doctor. Ia, mă, să vedem sandwich cu pepene. Nu, pepenele e așa puțin ca să taie greața după. De ce grețos? Nu, e decor? Am încercat să fac, nu e decor. De ce? Un croc monsieur de vasului, așa. Croc madame, croc monsieur. Dar nu-l băgai și tu pe ăsta în ou, așa? Te simți pus la punct. Apoi am ars ouăle pentru că nu am putut să mă concentrez, să le fac cum trebuie și l-au ieșit și a ieșit asta. Băi, Chidule, dar nu pot să cred că nu te-am încurcat un beșamel într-o jumătate de oră și te-am încurcat un nou prăjit. Dar care beșamel? Că e mai multă brânză. Kid s-a descurcat. Mi-a plăcut că nu s-a dus într-un sandwich clasic. Ia zi, Ionuț. Când farfuria ajunge în fața șefilor, este copleșitor. Cred că e cuvântul bun. Am băgat ceapă caramelizată în el, dar asta deasupra... Dar ce ați spune acum? Caramelizată? Nu, asta e prăjit-o. E diferită caramelizată. Nu, am prăjit-o cu arzătorul. Bă, Ionuț, Achim a făcut un fel de tocăniță în pâine. Plăcerile lui Scărlătescu. Adevărul că ai să râzi, Kid, dar abia acum... merge pepene, bă. Bravo, știi, bă. Ceapaia arsă acolo. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.